Un accident rutier a avut loc noaptea trecută în Drobeta, Turnu Severin, chiar cu puțin timp înainte de miezul nopții. Două autoturisme s-au izbit frontal, iar în urma impactului acestea au fost grav avariate. Niciunul dintre cei doi șoferi nu și-au asumat vina, iar la fața locului s-a creat un adevărat conflict. Accidentul rutier s-a produs pe centura Severinului, la intersecție cu strada Cicero. În urma impactului, cele două mașini au fost grav avariate. Cauza probabilă a producerii accidentului ar fi fost viteza, dar și neacordarea de prioritate. Unul din șoferi, care nu era din localitate, ci tocmai din Calea Severin, susține că nu este vinovat, necirculând cu viteză. Veneam dinspre Șimian, sunt singur am fost în mașină și impresia mea a fost că au venit suficient de tare încât eu nici nu mergeam tare pentru că nu cunosc zona, eram pe GPS și pur și simplu i-am luat în plin, nici n-am știut ce se întâmplă. Deci viteză nu aveam pentru că efectiv nu cunosc zona, era GPS-ul pus acolo în față. La fața locului s-a iscat un adevărat conflict, întrucât niciunul dintre cei doi șoferi nu și-au recunoscut vina. Un martor care se deplasa chiar în spatele celor două mașini susține că de fapt vinovatul ar fi tocmai șoferul din Caraș Severin, care de fapt circula cu o viteză peste limită. Păi foarte simplu, Renault intră în sensul giratorului, la ieșire când se iasă era în zona asta o să scape de aici, intră toare cu el. El a ajuns aici, este acolo. Îi văzut din spatele meu, la secunda apărătoare cu el, nu opri, nu frână, nu făcut nimic, nici nu cât nu cred că-l văzut. Da. La cum se auzi, da. Gândiți-vă, sunt oameni care auzit la chestia asta de pe Cicero mai jos. E imposibil să ne aibă. Acum, dacă el îmi spune că nu făcut nimic și o copii intra în el, eu văd că asta e pe jumătate ruptă a lui doar botul. Să-mi spună ce vrea el, nu are cum. Și-l văzut din spatele meu, văzut cum intră fix în ei. Un fuglonț, eu grăbea să plece acasă mai probabil. Declarațiile se îndreaptă împotriva șoferului din Caraș Severin, acesta fiind vinovat pentru ambele autoturisme care s-au făcut praf. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de poliție, dar și o ambulanță SAJ. O mașină venea dinspre Severin, cealaltă dinspre Șimian. Se pare că nu au observat șoferul care venea dinspre Șimian și au făcut accident, impact frontal. Într-o mașină era numai șoferul, cel care venea dinspre Șimian, în cealaltă trei persoane tinere. Leziunile sunt superficiale. Nu vrea niciunul să meargă la spital, niciun pacient să meargă la spital. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale însemnate, neînregistrându-se victime. Acum cei doi șoferi sunt buni de plată, alegându-se totodată și cu dosar penal.